vreau doar să spun că mi-e dificil acum, ca om de dreapta, să plâng pe umerii socialiștilor care au pierdut alegerile. Nu pot să fac asta. Și iertați-mă, nu am de gând să spun, ce trist este că astăzi nu avem un regim socialist la Budapesta. Dar e la fel de greu pentru mine ca arădean, care cunoaște bine situația maghiarimii, să trec peste ceea ce dumneavoastră ați observat, anume că există abuzuri de putere la Budapesta care nu pot fi acceptate. Oameni de afaceri cu care stau de vorbă îmi spun că, practic, sub Fidesz, Ungaria a fost transformată într-un SRL anex al lui Victor Orban. E limpede că există o frustrare naționalistă când te duci la muzeele din Budapesta, vezi harta Ungariei mari. Există un complex de inferioritate care se manifestă în multe feluri, care pare să treacă prin toți porii liderilor Fidesz. Și asta, după părerea mea, e mai degrabă trist. Nu pot să fiu nici încântat de relația cu Moscova a liderilor de la Budapesta, nu pot să fiu nici fericit când văd obsesia Trianonului. Deci aceste lucruri, ca patriot român, ardelean, transilvanian, nu mă încântă. În același timp, domnule Rareș Bogdan, discuția noastră din această seară e fascinantă, cred că iarăși din nou suntem într-o conjunctură unică, pentru că dezbaterile astea nu au loc în alte spații de presă românească. Dar vă întreb, vom merge mai departe cu această analiză și vom spune că britanicii sunt tâmpiți când aleg Brexit, austriecii sunt nebuni când aleg Sebastian Kurz, cancelar la 32 de ani, creștin democrat și conservator. Vom spune că Varșovia a nebunit. Vom spune că Bavaria a luat-o razna. Vom spune mereu despre aceste tendințe pe care eu le numesc... ca lumea să se schimbe și noi încă să nu înțelegem. Replieri identitare. Eu așa le numesc. Vom spune mereu că aceste replieri identitare sunt, de fapt, o formă de patologie. Am avut o discuție recent cu niște maghiari de la Arad. Am sărbătorit Paștele cu familia și mi-au spus, domnule, ungurii sunt un popor de xenofob. Domnule, când spui despre o categorie de 10%, 20%, 30%, 50%, poate că înțeleg. Dacă n-ai participare 70% și când partidul ăsta, Fidesz, ia cu 4% mai mult decât la ultimile alegeri, în pofida tuturor atacurilor venite de la Bruxelles, iertați-mă, de la Reuters, de la toate agențiile de presă, când acest partid reușește un succes electoral, sigur, Ion Meionițe l-a explicat tehnic. Eu vreau să merg în zona doctrinară. Oare nu cumva, și aici domnul Dungaciu cred că a pus degetul pe rană, nu cumva noi înșine în România suntem într-o zonă ușor decuplată de frământările legitime ale unei națiuni, în centrul Europei, care a văzut, sigur, și pentru că doamna Merkel și-a permis să facă lucruri pe care nu le-au mai făcut alți lideri occidentali, care a văzut că există semne mari de întrebare asupra viitorului Europei. Nu cumva domnul Orban atinge prin retorica sa niște sensibilități care au legitimitatea lor? Chestiunea legată de familie, conservatorismul social, povestea legată de o narațiune creștină asupra identității europene. Toate aceste elemente nu cumva ne pun și pe noi pe gânduri? Și o spun ca un om care face parte dintr-o structură de dreapta, națională și creștină. Știți ce mă șochează pe mine, domnul?